Fenomen neobișnuit în China, peste 260 de vile dintr-un oraș fantom au fost revendicate de fermieri. Noi localnici au început să cultive legume în grădinile din fața vilelor, iar garajele ce ar fi trebuit să adăpostească mașini de lux au fost transformate în hambare pentru baloții de fân. Aflat în nord-estul Chinei, proiectul State Guest Mansions avea în plan aproximativ 260 de vile construite în stil european. Complexul ar fi urmat să adăpostească peste 9 milioane de locuitori. Construcția a început. Inițial, acestea au fost concepute pentru chinezii bogați cu legături politice. Până în acest moment, motivele eșecului proiectului rămân neclare, dar fermierii locali sunt de părere că de vină este corupția de la Beijing. Venirea la putere a lui Xi Jinping și campania sa de reprimare a corupției din partid a blocat colectate de un grup de cercetare din Shanghai. Puțin sub 4% din proiectele imobiliare din toată țara au rămas pe jumătate construite. În total, aproximativ 230 de milioane de metri pătrați au fost construiți și lăsați de izbeliște.